Adevărul este că toți le avem, sunt parte din viața noastră. Unele sunt dovada că Dumnezeu a lucrat cu putere, iar altele sunt rezultatul și consecințele alegerilor noastre personale. Unele sunt la vedere, ne reprezintă și le purtăm cu demnitate. Altele încercăm să fie ascunse, să nu fie în văzul nimănui. Indiferent cum le porți, fără nicio îndoială, sunt semnele că a existat o suferință în viața ta care a produs o rană. Cred că acum ați înțeles despre ceea ce vreau să vă vorbesc: adevărul despre cicatrici. Toți le avem. Obișnuiam să cred într-o vreme că cicatricile, da, e adevărat, nu sunt frumoase, dar sunt lucruri care aduc rușine și ar trebui ascunse. Dar am înțeles ceva uimitor. Însuși Domnul nostru, după ce a suferit, suferința a lăsat răni adânci în viața lui și pe trupul lui, iar după înviere, când s-a arătat ucenicilor, știți care a fost un lucru care l-a arătat public? Rănile lui care au produs cicatrici. Și am învățat că în privința aceasta, suferința lui pentru întreaga omenire, care a lăsat urme și cicatrici adânci, nu trebuiesc ascunse, din potrivă sunt niște lecții uimitoare care vreau să ne împărtășesc cu voi astăzi. Nu știu ce cicatrici ai, dar știu că cicatricile sunt semnele unor răni pe care le-ai avut. În viață toți avem necazuri, suferințe sau probleme. Nu sunt toate la fel de dramatice sau de intense, dar toate dor și lasă urme, provoacă răni. Nu fiecare încercare și tragedie are un final fericit în viețile noastre. În lumea aceasta vom suferi, dar Dumnezeu poate să facă să răsară chiar binele din pământul suferinței noastre. Așa că, dragă, dacă ai avut o suferință care a lăsat o cicatrice, să știi că este normal. Nu trebuie să te ascunzi, nu trebuie să-ți fie rușine. Mai mult, cicatricile sunt semnele că suntem vindecați. O rană are stadii diferite de vindecare. Mai întâi se inflamează, acutizează, în cele din urmă după ce produce toate acele suferințe și uh, greutate, începe procesul de vindecare. Chiar dacă timpul este diferit sau metodele, procesul este același. Odată vindecat, lasă o urmă. Când te uiți la o cicatrice să știi că a fost o rană, dar acum ești vindecat. Nu poți să te uiți la o cicatrice ca și cum rana ar fi încă acolo, pentru că n-ar fi normal și vei ajunge să ai altfel de probleme. Am să vă dau un singur exemplu care pe mine mă încurajează foarte mult. E vorba de viața lui Iosif și știți, o istorie dramatică, o viață plină de suferință. Vândut de frați, acuzat pe nedrept, închis, rând pe rând, suferință după suferință, rană după rană, cicatrice după cicatrice. Știți ce face când îi se naște un copil? Se uită la toate cicatricile din viața lui și înțelege că Dumnezeu a îngăduit lucrurile acelea. Și modul lui de a vorbi despre cicatrici a fost prin numirea uneia din copiii pe care Dumnezeu i-a dat. Când îi se naște copilul, auziți, celui de-al doilea i-a pus numele Efraim, adică rodire, căci Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Adevărul este că cicatricea poate câteodată să fie rodul a ceea ce Dumnezeu poate să lucreze în viața ta sau prin viața ta în cei din jur. Așa că, dragul meu, dacă ai cicatrici, e normal. Ai avut o rană și s-a vindecat. Acum, fă ca rodul acela să fie pentru ca Dumnezeu să lucreze cu putere în viața altora sau chiar în viața ta. Fiți binecuvântați!